Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi o ediție pe care mi-am dorit-o, o ediție la care țin foarte mult, așa cum țin foarte mult la acele ediții ale emisiunii Scena, când punem degetul pe niște probleme care funcționează pentru mulți dintre tinerii care fac teatru, asemenea unor răni deschise. Doi invitați pe care i-ați mai văzut în trecut, pe vremea aceea erau tineri, inocenți, acum e un proces de maturizare alert la ei. Dorian Leonte, bine ai revenit la Scena. Bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați invitat. Și Simona Țăruș, mă bucur să te revăd, Simona. Și eu mă bucur să vă revăd. Trebuie să spunem că nu prea sunteți văzuți prin Iași în ultimul timp, v-ați mutat la București. Acolo unde cumva ați simțit că aveți alte oportunități, aveți șanse suplimentare. Pe de altă parte ați revenit la Iași acum în contextul unui proiect masteral. O să discutăm la momentul respectiv despre ce e vorba. Aș începe cu Simona. Ce ești așa agitată, Simona Țăruș? Ești așa... Așa sunt în general. Spune-mi și mie, cum te descurci? Ce faci tu la București? Acum la București mai fac un master. Practic de când am plecat de la licență de aici am făcut un master la Târgu Mureș și după m-am mutat la București. Am luat un an de pauză în care a trebuit să-mi găsesc un job ca să pot să mai fac un masterat. Și fac masterat de scriere dramatică la UNATC. Ca un fel de drog cu studiile teatrale? Nu știu. Adică nu știu foarte sigur, doar că masteratul de scriere dramatică era ceva ce voiam să fac de foarte mult timp. Da, ca să fie limpede traseul tău, ai făcut facultatea de teatru, secția regie, da, la Iași, apoi un master de regie la Târgu Mureș, da, cu Cristi Popescu și acum în prezent faci un master de dramaturgie de te laudă non-stop profesoara ta Mihaela Mihailov, pe care o salutăm cu această ocazie. Am vorbit despre tine. Nu știu la care cameră să salut, dar te salut, Mihaela. Și zilele trecute. Iar tu, Dorian, tu ai terminat actorie la Iași, un master pe artele spectacolului la Iași. Și acum m-am oprit din acest drog al învățământului. Ești în sevraj un pic? Absolut deloc. I'm in the best shape of my life. Stai, e ușurare totală. Da, nu fac... Duc mai departe traseul oricărui tânăr absolvent de actorie. Încerc să reușesc undeva și să fac ceva momentan. Am avut așa niște joburi pasagere, cât să-mi câștig existența. Dar rest, atât. Cât de plauzibil și real e visul acesta al absolventului de provincie care vrea să plece la București cu ardoarea cu care cele trei surori vorbeau despre Moscova în piesa lui Cehov? E un vis bucureștean logic ăsta, Simona? Nu știu. Eu n-am avut niciun vis, adică eu n-am vrut să plec la București. La mine s-a întâmplat să plec la București. Probabil dacă aveam masterat de regie la Iași, nu-mi dau seama ce aș fi făcut în momentul ăla, dar există posibilitatea să fi rămas în Iași, unde, nu știu, eram foarte atașată și mă simțeam foarte bine. Așa că am plecat la Mureș pentru că acolo era masteratul cu programul pe care mi-l doream foarte tare. Și după m-am mutat... Și cu anumită reputație, cu Cristi Popescu. Da, și asta a contat, dar a contat foarte tare și programul masteral care era prezentat și mi se părea foarte potrivit cu ce nevoie aveam în momentul respectiv. Iar cu plecatul la București a fost mai mult o... Nu eram foarte sigură ce pot să fac în Iași, adică nu știam foarte sigur unde să merg. Am terminat și în pandemie, adică mi-am dat licența în ultima zi de școală deschisă înainte de lockdown. Deci, da, nu prea aveam alte opțiuni. Pentru un job concret te-ai întoarce la Iași sau deja e dificil? Pentru proiecte, da, sigur că m-aș întoarce. Și tu, Dorian? Eu cred că este valabil această fată Morgană de mă mut la București, la fel ca surorile din trei surori, dar
Aici este vorba probabil de depășirea condiției, când în timpul procesului tău de evoluție îți dai seama că mediul te ține pe loc și tu ceri mai mult și mediul nu este capabil asta, nu? Să-ți ofere. Da. Creierul involuntar îți transmite că trebuie să pleci, să te duci mai departe, pentru că o floare dacă o ții în pietriș nu o să-ți crească niciodată. Asta este un exemplu pe care mi-l dă terapeutul meu, da. E vorba de depășirea condiției și cred că problema e că ar trebui să gândim de ce nu suntem capabili să păstrăm tinerii în zona în care își creează legături primordiale. Inclusiv legături emoționale. Emoționale, spațiul, comunitatea. Adică noi încă suntem legați de Iași, adică când am ajuns sâmbătă ne plimbam super melancolici pe strada Gării și wow, de când am mai fost aici, eu sunt de aici plecat de nici măcar un an, adică a fost ceva delusional. Dar se leagă niște conexiuni și cred că asta e problema. De ce nu putem să păstrăm tinerii aici și de ce nu îi integrăm într-un fel? În atribuțiile cui ar trebui să fie acest lucru, Simona, acest păstrat al tinerilor aici? Nu știu. Adică cine ar trebui să țină tineri? Profesorii n-au cum să țină tinerii aici, pentru că după ce au terminat școala, profesorii nu știu exact ce mai au să facă. Da, nu știu, poți să... Poți să faci acel mic trafic de influență în care pui mâna pe telefon și începi să suni director de teatre din regiune. Nu poți să gândești doar pe Iași, unde avem un teatru național și un teatru pentru copii. Da, despre asta e vorba. Și adică să rămână problema, unde? Sunt foarte puține surse de exprimarea artei, adică puține resurse. Bun, mai erau aceste structuri independente, Teatrul din Stejar, Teatrul Fix, care și-au probat limitele în raport cu potența economică a orașului, în raport cu, nu știu, privilegierea culturii. Eu aștept în fiecare an să apară niște absolvenți suficient de puternici și de conectați la zona asta birocratică, care să dezvolte un proiect, un reactor de Iași, să spunem, sau ceva care să fie mai mult decât nimic. Da, cred că ar fi important, adică există reactorul în Cluj, există replica în București, în zona asta, ar fi super important să existe ceva și în zona Moldovei. Acum nu știu cine ar putea să facă asta, eu studii de management cultural nu am, dar mi-ar plăcea foarte tare. Adică dacă ar exista un astfel de spațiu, mi-ar plăcea foarte tare să la mă întorc. La modul ideal, eu văd o colaborare a secțiilor, pentru că noi avem și secții la Iași de management cultural, avem secții de actorie, secții de regie, de coreografie, adică cumva fiecare pe bucățica lui ar putea să dezvolte. Metode sunt, soluții sunt. Cred că ideea este că nu e un mediu exterior, nu te face să ai încredere în planul tău și în faptul că e plauzibil și că poți să ajungi acolo. Adică te lovește niște efecte asupra creativității, bănuiesc. Total. Dar e această chestie de vrei să faci, dar te lovești de niște viziuni, de niște paradoxuri, de niște perspective care sunt împotriva perspectivelor tale, să spunem, și cred că faptul că nu există o cale de mijloc în care să înțelegem că toți trebuie să existăm, cred, părerea mea, asta îmi simt. Nu știu, eu mă gândesc mult mai practic. Există fonduri? Adică e... Nu, cum faci rost de fonduri să ai un... Sunt fonduri locale, trebuie să-ți faci un ONG mai întâi ca să poți să aplica pentru acea bucățică de cașcaval pe care se bat alte 10-20 de ONG-uri. Sunt apoi fondurile naționale pe care le știți cu toții, AFCN-urile, unde iarăși trebuie să te lupți, da. E un mediu competițional acolo. Și mai e gândul că s-ar putea să fie oameni bogați care să fie dispuși să investească în cultură, un fel de mecenat, și te duci cu bătutul la uși. Ok. Deci există niște posibilități. Când te apuci, Simona? Da. Să termin masterat, doctorat, mai am un pic. Mai am treabă. Scuze, mai am școală de făcut. Cât de dificil e pentru un tânăr de astăzi să intre în sistem? Fie că prin sistem înțelegem sistemul instituțional, fie că avem o perspectivă lărgită și înțelegem și posibilitatea unui teatru independent sau alte chestii de genul ăsta. E greu, adică nu, eu nu simt că am reușit. Nu, adică nu simt că sunt într-un sistem sau ceva. Presupun că e greu. Este dificil, mai bine spus. Adică suntem foarte mulți,
pe o bucată mică de pâine, care proiecte sunt puține în raport cu materialul de care dispune lumea teatrală, adică sunt foarte mulți studenți cu foarte puține proiecte și e dificil pentru că intră în discuție mult și fondul emoțional, oboseala, burnout, în care tu trebuie să continui pe form și să te duci și să faci și să și e dificil la un moment dat să fii... V-ați prins, Dorian, care sunt condițiile reușite până la urmă? E vorba de hazard aici, de puțin noroc? Nu știu, eu încă n-am reușit. Însă e un sistem care apreciază meritele, e un sistem care prețuiește valoarea, care promovează valoarea, sistemul românesc, zic. Cred că e. Poate dacă muncești îndeajuns de mult timp, la un moment dat, adică dacă ești... Da, e bine, mi se pare penibil, sincer, că trebuie să lucrezi într-o corporație ca să poți să faci teatru, dar sunt mulți absolvenți de teatru păi care știu. Se refugiază până una alta, spun ei, într-o corporație din care își răcesc relațiile aproape fatal cu teatru. Păi da, dar nu ai ce să faci. Adică dacă nu ești privilegiat să vii dintr-o familie care te poate susține sau dacă nu ai un context, că până la urmă, în momentul în care eu am terminat masteratul, la mine a fost ok, vrei să-ți plătești chiria, vrei să locuiești în alt oraș față de orașul în care te-ai născut, trebuie să muncești, adică trebuie să faci bani. Dacă poți să faci bani din teatru, foarte bine, dar trebuie o sursă constantă. Dacă nu, trebuie să găsești o variantă să-ți plătești chiria. Adică nu, mi se pare că nu e atât de romantic totul și nu e nici măcar o dramă sau ceva. Așa funcționează. A cui e vina, nu știu, sau a cui e responsabilitatea, habar n-am. Dar în cazul ăsta, asemenea, teatru nu rămâne cumva pe un plan secund? Păi rămâne, dar altfel... În momentele în care ai tu liber de la jobul ăla care îți asigură plata chiriei? Ba da, e foarte greu. Adică mie mi se pare că asta ucide creația. Pe de altă parte, dacă nu ai cu ce să-ți plătești chiria, stai în gară. Din gară tot nu poți faci teatru. Ai avut momente de astea de nu, cumpăne, n-am stat de limit? Nu, de limit, de când a trebuit să iei niște decizii de astea. Da, bineînțeles. Adică, da, și nu sunt singura. Adică, de asta încerc să nu creez imaginea asta că, Doamne, eu am trecut prin această dramă sau... Nu, de fapt, asta e o problemă pe care o găsesc la foarte, foarte mulți colegi. Da, e o realitate tristă. Această idee capitalistică, de capitalistă, de... Dacă tu muncești de ajuns de mult și creezi în visul tău și tragi foarte tare, tu o să ajungi. Când, de fapt... Procesul să ajungi acolo ține și de factori exteriori, ține și de șansele pe care le ai, ține și de pătura socială de unde vii, pentru că să vii dintr-o pătură social vulnerabilă, cum vin eu, e foarte dificil să ajungi în lumea teatrului și să îți permiți, nu știu, să mergi la spectacole, să faci networking, să investești mai mult decât minimul pe care l-ai în momentul ăla. Și da, sunt momente în care mănânci pufuleți. Eu am avut perioadă cât eram la master aici în Iași în care mâncam pufuleți de foame și beam apă, dar această romantizare s-a practicat de foarte mult timp cu Doamne, uite cât de mult am suferit eu și trag și am ajuns aici, deși tu poți. Nu cred că este o gândire sănătoasă, adică hai să solve the problem și să încercăm să fie un mediu sănătos și ok pentru toată lumea, ca nimeni să nu fie nevoie vreodată să mănânce pufuleți. Nu că există imaginea asta artificial creată a artistului boem, sărac, prin excelență împovărat de griji, dar care continuă eroic să slujească arta și... Dar nu, scuze, când mergi la teatru în Berlin, îți place ce vezi? Adică, eu n-am fost niciodată în Berlin, nu știu când o să-mi permit să ajung, dar dacă ai merge, am văzut spectacole online și atunci îți plac spectacolele online când se fac, care se fac în Berlin. Alea nu se fac pe pufuleți și apă plată. Adică în momentul în care mergem într-un spațiu și vedem ceva și spunem oh my god, uite așa, de ce nu avem teatru ca asta în România, trebuie să ne gândim că pentru nu că avem investiți. Fonduri ca astea în cât România. Acum, mă rog, nu știu, din nou, eu nu, chiar nu mă interesează să dau vina nici pe școală, nici pe guvern, nici habar n-am, nu știu exact unde e problema, dar e cert că în momentul în care vrei anumite rezultate sau vrei anumite lucruri, trebuie să ai cum să le susții. Dacă nu avem fonduri
ca în afară, nu avem teatru ca în afară, pentru că teatru chiar nu e foarte ieftin. Și totuși, fonduri există pentru că dacă vă uitați pe bugetele marilor instituții teatrale din România, e posibil să aveți un șoc decât colegii din Germania sau din... Numai că e posibil, cum vorbeam înainte de emisiune, Dorian, să fie vorba de un management prost al resurselor, de niște direcții greșit, conturate. Da, eu chiar cred că eu nu mă feresc să dau vina și să arăt cu degetul, pentru că cred că asta ar deschide problema și am putea discuta despre ea. Nu știu cine e vinovat, dar știu că cineva este vinovat cumva. Trebuie găsi vinovatul. Îl găsim. Da, cred că asta gestionarea foarte proastă a bugetului din instituțiile de cultură, că vorbim de naționale, că vorbim de municipale, că vorbim poate și de independent, care nu beneficiază de absolut deloc de o sumă decentă de finanțare ca să poată să supraviețuiască în România, duce la o discrepanță imensă de pături, de clase, de tineri studenți care vor să joace și nu o să dau nume, dar joacă pe 50 de lei. Și atunci unii dintre ei încă sunt fericiți, că li se pare că au dat lovitura, că i-a luat un regizor într-un... Și tu te îmbeți cu apă rece și după aia vine regizorul la tine după ce spui și tu probabil că știi, vreau și eu puțin mai mulți bani poate că așa, și îți spune, știi, nu avem, pentru că s-au dus banii pe altceva. Aveți un sentiment de revoltă? Simțiți în voi o formă de revoltă sau... Din contra, e un sentiment de resemnare mioritică, dacă vreți, în care ați ajuns la concluzia, frate, asta e, nu putem mișca căruța așa încât căruța rămâne cu noi. Nu, eu sunt foarte revoltat. Simona, ești mai conținută, cum se spune. Da, dar nu pentru că nu sunt sau nu sunt revoltată, pentru mine e foarte greu să fiu revoltată în momentul în care îmi dau seama că nu știu pe cine să... Adică, să ai revoltă, trebuie să o direcționezi către ceva exact. Mi se pare că noi toți știm că avem o problemă, nu ne prindem exact care e problema respectivă. Nu? Da, adică e așa, în general, teatrul românesc nu funcționează foarte bine. Ok, de ce? Poate să alți oameni mai în măsură decât mine să spună fix de unde vine problema, deci de asta e... Nu sunt nici resemnată. Adică nu... Eu mă gândesc că dacă nu reușesc să fac teatru aici, plec. Există și... Există acuza asta că scoatem noi școlile de teatru din România, scoatem mai mulți absolvenți decât poate piața să absoarbă. Păi așa e. Și atunci cum ar trebui să funcționeze lucrurile astea? Adică nu știu, putem să integrăm în sistem 6-10 regizori pe an? Sau... Și atunci scoatem doar 6 sau 10 regizori. Chiar dacă în anul ăla aia 6 sunt proști, profesional? Păi nu, dar... Pentru că anulezi un mediu concurențial, teoretic, pentru cât ai mai mulți absolvenți, cu atâta s-ar putea valoarea să fie... Da, în Iași, dacă un student e prost, poți să-l dai afară? Nu-ți convine să-l dai afară pentru că finanțarea e pe cap de student și pe bani aferenți. Aha, deci problema e că universitățile vocaționale de fapt sunt tratate ca universități care nu sunt vocaționale și atunci, adică ele sunt în același sistem. Așteptările care există pentru medicină aparent există și pentru teatru. Doar în acte, cumva. Da. Și atunci nu poți să dai studenți afară, pentru că e finanțare pe cap de student. Poți, dar nu-ți convine financiar ca universitate. Păi, da, atunci... Exact, nu știm. Știm că asta e problema, dar nu putem să facem nimic. Nu știu, hai să ne luptăm atunci ca universitățile vocaționale să fie tratate altfel sau nu se poate face nimic în sensul ăsta? Pentru că, în mod evident, e penibil să ai studenți proști pe care nu poți să-i dai afară ca să nu pierzi bani pentru universitate. În primul rând, studenții ăia... proști, care nu știu dacă sunt chiar proști. Nu poate proști, nu... e un termen pentru a spune poate că i-ar fost mult mai bun într-o altă profesie. Într-o altă profesie în care ar mai fi avut un an sau doi gratis. Sunt studenți care în anul 2-3 se prind că nu e cum își imaginau nici regia, nici actoria și atunci cumva e prea târziu să mai dea înapoi, dar în același timp au o formă de suferință pe care o duc până la licență. Și o amăgire de asta și termini și după te angajezi la corporație. Când ai făcut foarte bine să... Nu știu, să întrerupi în anul întâi, să mai ai 2 ani de învățământ gratuit, dacă mai faci și master, e și mai rău. Și din anii aia doi de învățământ gratuit să te duci într-o altă parte unde poate chiar valorile tale, că eu nu cred că există student tâmpit.
la regie. Eu cred, cred pur și simplu că unii oameni într-adevăr se regăsesc acolo și alți oameni nu se regăsesc acolo. Sau au o definiție diferită de ceea ce le oferă școala atunci când definește prin programele de învățământ cuvântul regie. Că și asta poți să o înțelegi. Așa. Dorian, eu cred că... Nu, eu îmi cer scuze, eu cred că lipsa de consultantă, de consultanță profesională lipsește foarte mult, pentru că interesant copilul ăla trebuie să vorbească cu cineva. Dacă el nu găsește acasă un mediu care să îl facă să se simtă sigur și părinții să-i comunice real că, știi, eu înțeleg că tu vrei să faci medicină. Let's go, deși mă îndoiesc vreun părinte în România să-i spună copilului că nu face medicină. Dar să o luăm prin absurd că, bă, nu cred, eu, părinte, nu cred că ai fi de medicină. Hai să ne... Și dacă părintele este atent la vocațiile copilului de mic, la afinitățile pe care le are, tu, ca părinte, știi să-l consulți mai departe, să știi ce face în viață pe viitor. În cazul în care familia și părinții nu se ocupă, cred că sistemul ar trebui să aibă opționale în școli sau în licee de consultanță. Eu am făcut o singură dată consultanță, a fost o domnișoară care a venit în liceu în clasa 12-a. Mi s-a părut super mișto cum am discutat cu dânsa, cu ea, și nu înțelegeam de ce nu se face asta la gamă largă, pentru că inclusiv în facultate. Inclusiv în facultate, în care să ai să ai cumva o persoană cu care să ceri o părere și să știi că e neutră și că să ducă discuția cu tine, să te facă să realizezi că, bă, poate, uite, nu, poate doar un hazard de moment, poate doar îmi place ca hobby. Eu sunt convins că va exista. Că sunt studenți slabi sau mai capabili să studieze regie sau actorie, nu cred că este abordarea perfectă, pentru că el, când vine, învățământul este obligatoriu. Chiar dacă e facultativă, toată lumea trebuie să existe cu o facultate. Nu se uită nimeni la tine fără facultate, din păcate, cred eu, așa simt. Și este această chestie în care tu, ca profesor, cadru didactic, conducerea universității, tu ești responsabil în această dinamică relațională. Tu ești adultul, tu iei deciziile, tu controlezi situația. Dacă tu te dezici și spui avem doar studenți pentru că trebuie să avem bani și dacă nu putem să-l dăm afară, te autosabotezi pe tine. Adică mi se pare că pierzi jocul cu tine, te sabotezi. Mai e o discuție pe zona asta a învățământului vocațional, o discuție care cumva e deja aplicată în anumite state, în Canada funcționează, în sensul că primul an e comun, imaginați-vă la facultatea de teatru, în care nu s-au împărțit studenții pe secții. Și primul an e de studii teatrale generale. Abia apoi, din anul 2, cu ajutorul profesorilor care văd potențial în studentul X pentru regie, în studentul Y pentru coreografie și așa mai departe, să aibă loc această separare a planurilor. Pentru că am evitat în felul ăsta situația de care vorbeam, Simona, că ajunge studentul la regie în anul 2 și se prinde că n-are ce căuta acolo și nu mai poate face nimic. Problema nu e că ajunge la regie în anul 2. Problema e că termină facultatea de regie și după are impresia că e ceva greșit la el. Da. Pentru că nu poate fi integrat de sistem. Și poate dezvolta inclusiv un blocaj care să-l împiedice să performeze și în alte domenii. Da, exact. Adică mi se pare nedrept să-i spui unui student că tu ești cu totul greșit pentru că poate nu ai intrat acolo unde era bine pentru tine. Și mi se pare egoist. Sunt profesori care spun studenților genul ăsta de enunț care mi se pare criminal, între ghilimele. Ești greșit? Nu cred că zice nimeni. Nu. A, scuze. Mie nu mi se pare, adică nu vreau acum să las impresia că mie mi-a zis cineva tu ești... Nu. Mie mi s-a spus. Ok. Dar tu n-ai crezut asta, pentru că știai că nu e așa. Dar nu toată lumea e atât de bătăioasă. Cât de puternic psihic trebuie să fii un student la teatru sau un absolvent de puternic psihologic? Pentru că s-a creat impresia asta și prin ce s-a întâmplat la UNATC, cu toate ieșirile unor foști absolvenți, dar și în alte universități, că mediul acesta e de multe ori un mediu toxic, un mediu care lasă niște urme greu de uitat un student. Păi e, pentru că e un mediu în care relația profesor-student e mult mai nedefinită. Ambiguă. Exact, decât într-un alt mediu. Și atunci mi se pare că orice lucru care lasă aceste neclarități poate să fie un spațiu
bun pentru, nu știu, abuz, mă rog, acum asta e un cuvânt super folosit. Și uzat, da. Dar chiar poate. Cum ar trebui să fie relația ideală? Acum voi ați terminat facultățile, masteratele și puteți cumva obiectiv privi retrospectiv la ce a fost, la ce ar fi putut fi. Cum ar arăta relația ideală profesor-student într-o facultate de teatru? Să fie o implicare egală de respect între student și cadru didactic. Respectul părerea mea. Poate să aducă și o formă de răceală, de distanțare, de... Suntem aici să lucrăm, să învățăm și să studiem. Nu suntem să bem bere și să mâncăm mititei. Mă rog. Vorbesc foarte serios. Adică, în primul rând, eu m-am lovit cu foarte multe cadre didactice de această chestie în care tu mă respecti de oficiu. Pentru că așa okay. E în fișa postului. Da, ok, înțeleg. Un minim de respect. Nu zic că nu trebuie acum să mai... Dar asta de bună ziua, bună ziua, de relație interumană, de bare minimum, cum se spune, da, trebuie. Dar nu o chestie de asta pe care tu să o traduci ca obediență. De, păi tu nu mă mai respecti, că ai adică vorbit înapoi. Tu ai prefera un profesor slab, mediocru, dar care te respectă, sau un profesor excelent care te abuzează? Nu, bineînțeles că n-aș accepta niciuna, nici alta. Se pune problema. Astea sunt două extreme. Dacă nu le poți compara. Trebuie să fie un profesor care știe să te și respecte, pentru că dacă este slab profesional, asta din nou este problema conducerii centrului universitar, că nu ia atitudine cu materialul pe care îl oferă studenților. E foarte dificil să stabilești că un profesor e slab sau e bun. Lucrurile astea... Nu cred că există fișe evaluatoare. Da, e bine, există și potriviri de... De asta vorbim, e un mediu super subiectiv. Există și potrivirea cu cadrul didactic sau nepotrivirea. Nu? Bineînțeles, mai ales dacă vorbim de artiști, mai ales în regie, dacă ai același stil regizoral, dacă te interesează aceleași teme, dacă te interesează aceleași zonă. De asta mie mi se pare important ca studenții să lucreze cu mai mulți profesori. Adică mie mi se pare esențial ca studentul să nu aibă impresia că profesorul lui e singurul profesor din univers. E o problemă pe care eu o consider foarte, foarte importantă asta, și în România învățământului artistic vocațional nu se poate desprinde de chestiunea asta pe care o ducem de 100 de ani în spate, clasa de profesori. Mie asta mi se pare, mi-e greu să o înțeleg chestia asta. Să depună un efort. În așa fel încât tu când termini, ești după chipul și asemănarea profesorului respectiv, care a stat 3 sau 4 ani. Da, bine, asta se mai schimbă. Eu am avut experiențe, adică probabil nevoia mea de a merge la mai multe școli a făcut parte din procesul meu de maturizare. Pentru mine a fost important să cunosc tipuri diferite de artiști, a fost important să merg inclusiv la secții diferite. Da, probabil asta ar fi putut să existe într-o singură universitate, să faci un pic un an și dramaturgie, să faci un an și regie, să... Vezi cum e, dar pentru că nu există, am ales așa să mă plimb prin țară să văd cum e și mie mi se pare că asta a funcționat. Poate pentru mine. Poate fi o soluție asta. Da, dar nu toată lumea poate să facă asta. Ei, și presupune și o ieșire din starea de confort, că pentru mulți e foarte confortabil să stai aici, să-ți faci minimum necesar cu... Și am fost și privilegiată să pot să merg la mai multe universități, inclusiv să pot să fac un al doilea masterat care mă costă. Îl plătești asta, da, asta eu mă simt foarte privilegiată că practic pot eu, să fac asta. Îl vezi ca pe o investiție în formarea ta, nu? Da, eu îl văd, pentru că, din nou, există posibilitatea, dar unii oameni nu au această posibilitate și atunci trebuie să ne gândim cum facem să le... Cât de important mi se pare teatru pentru o comunitate, până la urmă, obiectiv vorbind? Poate că toate astea sunt vorbe, știi? Că poate lumea nu are nevoie cu adevărat de teatru. Noi, în pandemie, dacă vă amintiți, ne-am pus întrebarea asta, care de mine este foarte, foarte critică. Ne se părea că teatru e un lux, frate, în raport cu alte domenii, cu sănătatea, cu... Și atunci, mulți dintre noi au avut sentimentul că s-ar putea să nu fim atât de necesari în interiorul unei societăți. Suntem necesari, Simona, sau nu? Da, dar cred că trebuie să muncim muncim, nu știu. Nici dovedim, nici muncim, nu mi se pare un cuvânt foarte bun.
dar trebuie să dovedim tot timpul că suntem necesari. Că existăm, în primul rând, că suntem aici. Nu, că oamenii vin la teatru, nu cred că oamenii n-au nevoie de teatru sau că nu vin sau că nu vor să vadă teatru. Dar cred că, într-adevăr, trebuie să răspundem nevoilor artistice ale comunității, tu, într-un ca fel. Regizor, sau ai fixația asta? Să te gândești la spectator, tot timpul la ce așteptări ale spectatorului, sau cumva ești orientată spre tine și spre nevoile tale din momentul ăla? Ambele. Adică și în regie și în dramaturgie mă gândesc cel mai tare la oamenii pe care îi reprezint. Adică, da, la asta mă gândesc la cel mai mult. La comunitate? Nu mă refer la comunitatea teatrală. De exemplu, dacă fac un spectacol despre o comunitate marginală, mă gândesc la comunitatea respectivă. Cum fac să reprezint cât mai bine nevoile comunității respective? Și pe mine cel mai tare mă frustrează că, de fapt, prin teatru nu pot să schimb nimic esențial în viața lor. Ceea ce e așa o chestie de la etică. La modul ideal asta ar trebui să se întâmple, nu? Teatrul se poate... Mi-aș dori să pot, nu știu dacă putem sau nu prin teatru, dar mă gândesc tot timpul cum pot să fac... cum pot să spun povestea asta în așa fel încât să răspundă comunității respective. Pe de altă parte, eu dacă fac un spectacol la național despre nevoile unei comunități foarte sărace, oamenii din comunitatea aia nu o să aibă bani să vină să vadă spectacolul despre ei, ceea ce iar mi se pare penibil. A făcut Afrim Oameni și Cartofi la Sfântul Gheorghe despre comunitatea săracă, dar a reușit totuși să îmbunătățească cumva, cel puțin pe moment, viața celor oameni, s-au trimis ajutoare, s-a creat așa o emulație. Da. Dar de scurtă durată, bănesc că, tu, Dorian, cum vezi lucrurile astea? Ai definiții personale ale teatrului sau cumva... Nu, eu cred că teatrul o să existe și o să existe pentru totdeauna, pentru că este o formă de exprimare umană. Nu e un clișeu ăsta? Nu, adică e o realitate, cred eu. Adică el o să existe și a existat dintotdeauna, pentru că e una din meseriile apărute de mult. Și poate face parte din structura umană. Exact. Teatru în fiecare clipă. Dorința asta de a exagerba, de a modifica, de a estetiza, de a disimula, de a manipula. Da, dar cred că cred foarte mult, prin definiție, arta nu este nimic altceva decât o metodă de conservare a realității. În antichitate sculptam împărați și ca să-i păstrăm în memorie. Pe urmă, în Evul Mediu, făceam doar pe Fecioara Maria și pe Iisus, pentru că aia era în trend în momentul ăla. Patru cu efemeritățile spectacolului, ce poate... O suferă doar modificări, pentru că cerința socială este alta, după părerea mea. Și dacă rămânem blocați în imaginea teatrului cum era odată, devenim un fel de, nu știu, păstrători a unei cutii magice și pierdem din esență evoluția materialului pe care îl avem și pe care îl protejăm. Credeți în distinția asta dintre teme urgente și teme mai puțin importante? Da. Sau toate temele sunt egal de importante? Nu. În teatru? Nu. Nu. Dramaturgul ce zice? Sau dramaturga? Eu cred că există teme urgente, bineînțeles. Dăm trei teme urgente la momentul ăsta pentru societatea românească. Păi, în primul rând, am observat că nu există foarte multe spectacole despre sănătate mentală în cred că ai dreptate. Țară. Există câteva, inclusiv la dramaturgie am colegi și eu scriu despre asta, dar inclusiv la dramaturgie am colegi care sunt interesați de zona asta. Deși mulți regizori din mainstream te vor îndrepta către Richard III, către Shakespeare și vor spune că subiectul e... Nu. Vorbesc de spectacole care chiar să reprezinte categorii mici de oameni care au tot felul de probleme care sunt foarte diferite și e extrem de important în tratamentul persoanelor respective să existe o formă de toleranță și ca să existe toleranță trebuie să existe reprezentare. Asta mi se pare o categorie subreprezentată. Inclusiv când vine vorba de teatru de copii și adolescenți. Problemele mentale la nivel de copii, asta mi se par într-adevăr foarte rar discutate, chestiile astea. Da. Mă rog, în general, teatru pentru copii și adolescenți, din nou, cam toate temele sunt importante, pentru că nu există foarte mult teatru pentru copii și adolescenți în România. Pe și sunt foarte puțini dramaturgi.
poți să vorbești despre orice, poți să vorbești despre violență împotriva femeilor, poți să vorbești de faptul că nu că se privatizează avortul în România, dar preoții, medicii din ce în ce mai mult nu răspund, deși e legal în România, medicii nu răspund cererilor de avort pentru că spun că orientarea religioasă nu le permite să facă asta. E fundalul ăsta religios care... Adică asta încă e o problemă. Da, e foarte discutată, dar trebuie discutată și mai mult. Încă nu există destulă reprezentare în zona asta. Da, că vezi, teatru oglindește alt clișeu, teatru oglindește realitatea, dar oglindește doar ce vrem noi să vedem în realitate, da. Și uneori oglindirea nu e deloc profundă. Tudorian, cum vezi treaba asta cu temele urgente? Cred că o primă temă, nu știu, eu o să vorbesc despre temele de care m-am lovit eu și problemele de care m-am lovit eu. În primul rând este inegalitatea de șanse și discrepanța între clasele sociale din România. Asta mi se pare că ar trebui să fie o problemă foarte dezbătută la nivel teatral, în care să ridicăm problema cred și să vorbim... Cred că asta o problemă universală, nu doar a doua, în România. Da, da, clar, da, vorbim că... Pe mine m-am învățat să vorbesc despre curtea mea întâi. După aia cred că trauma comunistă ar trebui să fie foarte discutată în momentul ăsta în România, pentru că nivelul de nostalgie... Da, nivelul de nostalgie este în continuare unul foarte ridicat, pentru că situația în România este nesigură și omul totdeauna o să... În fine, este un subiect foarte lung care nu are... Da, sunt de acord cu ce spui tu. Mult mai interesant mi s-ar părea o perspectivă asupra subiectului dintr-un punct de vedere genetic. Cât de mult păstrăm genetic comunismul noi, generațiile da, noastre, care n-ați exact. Trăit explicit comunism. Exact, pentru că această forma de comunism pe care a trecut România a fost una atât de dură încât ea a urmărit modificarea și ștergerea istoriei. Și asta a dus la anularea conștiinței omului, individului, ceea ce este înfiorător să te trezești acum cu oameni care au lipsă de common sense, de sau care au nevoie de un tătuc. Da, de un idol erou care să-i salveze și care să-i... Și în România încă există reflexul ăsta de a căuta un stăpân, ca în filmul ăla cu minionii, când știți personajele, când au nevoie mereu de un stăpân malefic. Da, 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 da. Și asta ar fi o a doua problemă și, bineînțeles, a treia problemă este integrarea minorităților, în principal comunitatea LGBTQ+. Este o problemă care trebuie dezbătută și foarte... Suntem pregătiți să discutăm lucrurile astea da, pe scenele României este sau 2024. Vi se pare că comunitățile teatrale, în special teatrele instituționalizate, încă ezită? La câte teatre naționale vedeți voi spectacole cu teme LGBT sau... La multe. Eu nu prea merg la teatru ca să pot să nici nu prea, dar nu cred că sunt suficiente. Văd, văd. Mă rog, acum în comunitate cred că există categorii, subcategorii, care nu sunt foarte bine reprezentate. Ar trebui să ajungă în mainstream subiectele astea? Sau, da, ar trebui să vorbim despre asta, despre toate. Nu, ar trebui să vorbim despre comunitatea queer până când devine un non-subiect, cred. Da, până devine. Adică cred că trebuie să vorbim până când, ok, nu mai avem o problemă cu chestia asta. Mi se pare că ar fi bine pentru că să reprezentăm ceva așa. Regizorii români de generația a treia, eu nu știu să abordez în spectacolul lor nici măcar aluziv temele astea. Merg în continuare pe temele macro, pe temele teatrului universal. Poate că nici eu nu merg la spectacolele alea, pentru că mie mi se pare... Adică nu mi se pare că e un tabu în România. Cred că încă avem o problemă, cred că încă avem homofobie, dar nu cred că e un subiect tabu. Uite, cred că avem la povestea de la Teatru Mic, când un spectacol despre problemele comunității trans, nu comunității românești, în general, a fost întrerupt de o reprezentantă a comunității trans din România care a reproșat că vorbea despre problemele comunității trans un actor, personaj care nu se confruntase în mod real cu această problemă. Unde ne plasăm cu tipul ăsta de debate? Dorian. Eu, părerea mea este că în momentul în care se abordează problematica unei comunități minoritare și care este vulnerabilă și atacată, comunitatea este cea care ar trebui să aibă microfonul, ca să zic așa. Fie și sub forma unei consultări la nivel de repetiții. Da, da. Adică ce s-a întâmplat la Teatrul Mic, din punctul meu de vedere, este
problema lipsei totale de integralitate a comunității. Deși bunele intenții nu pot fi negate. Nu, Doamne ferește, adică sunt sigur că intențiile au fost foarte bune și că, dar faptul că a fost o lipsă de comunicare cu comunitatea trans din România, care din păcate în continuare suferă de o marginalizare socială imensă și de un abuz social maxim, adică dezumanizant, nu li se respectă identitatea în primul rând, ceea ce este foarte dureros, să nu ți se respecte identitatea ca om pentru că te pierzi, e un pic greșit. Adică sunt subiecte care nu privesc comunitatea ta, e super frumoasă intenția pe care o ai de a milita, de a fi sprijin, de a fi un ally, dar ask me before, întreabă-mă înainte să... Care e consecința la episodul Teatru Mic din punctul meu de vedere? Tematici de genul ăsta vor fi evitate în viitor. Mai bine nu ne legăm la cap, vor spune mulți. Da, asta zic și eu. Asta s-ar putea să fie consecința. Că există un... adică nu cumva în felul ăsta există riscul ca managerii de teatru să zică: a, ok, nu e ok că spunem povestea asta, bine, atunci nu mai spunem. Și atunci minoritatea care nu e reprezentată să fie și mai subreprezentată. În același timp, eu cred că, adică mă întreb dacă nu cumva vorbim de două lucruri diferite. Mi se pare foarte importantă reprezentarea corectă. Și pe lângă bunele intenții, care, mă rog, pentru mine sunt așa, calea spre iad e făcută din bune intenții. Da. Dar pe lângă bune intenții trebuie să existe o reprezentare corectă care să vină în sprijinul comunității respective. Asta mi se pare tare. Simona Dorean, mi se pare că generația voastră a dezvoltat o conștiință etică mult mai pregnantă decât, nu știu, generația profesorilor voștri sau a părinților voștri? Da. Cred că, în primul rând, da, că sesizăm abuzul. Da. Bine, și profesorii mei acum sunt foarte etici, nu cred de frică. Nu, sincer, adică noi avem discuții, la masteratul ăsta la care sunt acum, avem discuții foarte oneste despre tot și nu cred că am un singur profesor care să nu fie... E un subiect foarte, foarte sensibil și foarte delicat, nici nu știi cum să te raportezi la el de multe ori. Au izbucnit alte scandaluri la Universitatea din Brașov, era ultima dată, aici la Iași, pe la agronomie, am avut recent un caz... Da. Cred că trebuie să-ți definești foarte clar niște principii pedagogice în învățământul educațional, vocațional, în așa fel încât ambiguitatea de care pomeneai tu, Simona, să fie înlăturată. Pentru că acolo mi se pare problema majoră. Da, și asta, și să nu se tolereze abuzul și să se creeze victimă. Noi astăzi, când ne-am văzut după un an, ne-am îmbrățișat la universitate. Stai și te întrebi la un moment dat... Că se poate pune problema asta. Are dreptul un profesor să se îmbrățișeze cu o fostă studentă? Da, nu, e un exces de interpretare. E un exces inutil de interpretare, pentru că este vorba de consent aici, adică de consens. Adică dacă energia și momentul și persoana respectivă îți transmite că e loc de îmbrățișare, da, nu zice nimeni acum să nu ne mai îmbrățișăm. Deci fundalul ăsta etic e eminamente bun. Nu spuneți voi că nu are cum să aibă umbre sau... Tradus mai informal e: cere voie înainte să acționezi. Da. E atât de simplu. Această isterie cu cere voie înainte să acționezi. Da, pare de autoritate și s-ar putea... Exact, pentru că noi suntem învățați să ne impunem... Să spună nu. Nu cred că într-un mediu în care un profesor e foarte, foarte atent, aware la nevoile studentului, nu poate să existe consent. Adică, serios, nu. Oamenii care abuzează studenții numai la interpretări și la consent și la asta nu se gândesc. Adică, hai să terminăm o dată cu... Plus că mie mi se pare că trebuie luată fiecare poveste și analizată. Nu știu, în situații atât de delicate, să evităm să le facem și mai delicate decât sunt, hai să evităm să generalizăm orice. Hai să luăm fiecare situație, să vedem. Da, și să judecăm fiecare parte în funcție de asta. Dragilor,
dragilor, mai sunt de vorbă, mai sunt 5 minute și noi n-am apucat încă să vorbim despre motivul pentru care sunteți la Iași, un proiect de dizertație pe care l-au în curs două foste colegi de ale voastre, Georgiana Condurache și Bianca Ciubotariu. Despre ce e vorba? Cine îmi rezumă? E ceva cu tentă feministă, din câte știu. Feministă. E despre feminism, cred. Așa, da. asta ne propunem. Este un spectacol feminist. Este un spectacol feminist. E o diferență între a spune că e un spectacol despre feminism și e un spectacol feminist? Este un spectacol în care, în felul nostru, încercăm să ne definim feminismul în ziua de azi. Astea sunt oricum lucruri foarte vagi. Da, pentru că în România. Sunt convins că sunt diferențe de nuanțe în funcție de geografie. Dar e... Da, că e vorba de curentele feministe care au apărut mai devreme sau mai târziu. Discuție mai amplă. Cât de dificil e pentru tine? Tu semnezi dramaturgia, iar Dorian se ocupă de coordonarea regizorală a proiectului. Vei produce un text sau cum ați gândit? Da, vei scrie un text. Păi am început de la discuții. O perioadă lungă am discutat despre asta, am făcut întâlniri online, pentru că eu nu le-am cunoscut pe fete înainte, ceea ce e extrem de important. E foarte greu să scrii ceva fără să cunoști persoanele despre care scrii, mai ales că în text... Sunt povești personale. Da, există povești personale și atunci trebuie să se creeze un fel de legătură ca să poți să reprezint asta. Te simți un cercetător în proiectul ăsta? Adică faci muncă de cercetare? Uite, când vine vorba de problemele pe care femeile le au în societate, da, fac un research, dar din păcate multe dintre probleme sunt probleme pe care le-am avut eu sau pe care le-au avut prietenele mele și atunci research-ul e să trăiesc în România, cred. Ai tendința să produci un text foarte personal? Sau un avantaj ăsta? Nu știu. În sensul că dacă vorbim de agresiune care vine din partea bărbaților, dacă vorbim de niște standarde care ni se impun de când suntem mici, dacă vorbim de... Patriarhat și ecourile acestui patriarhat. Așa. Atunci, da, bineînțeles că sunt, din păcate, și foarte familiarizată cu asta. Dar când vine vorba de reprezentarea poveștilor lor, bine, există un research care se întâmplă prin tot fel de exerciții de scriere, prin ateliere, improvizații pe care le-a coordonat și el, exercițiile de scriere le-am coordonat eu, teme, interviuri cu oameni din familie, adică e o parte de research, dar nu e ceva foarte, nu e un interogator. Scopul final al proiectului care v-ați propus, un scop, adică să subliniați importanța unor astfel de teme, să ameliorați anumite situații de facto? Noi, în urma weekendului ăsta în care am venit să facem sesiunile astea de improvizație și de lucru dramaturgic pentru spectacol și cercetare, am ajuns la această temă foarte interesantă de cum e mai potrivit să abordăm lupta împotriva patriarhatului. Prin a urâ bărbații și a invalida și dezminți orice au făcut ei în ultimii 2000 de ani, care au fost totalmente haos, ori, părerea mea personală, ori... Milităm pentru o comunitate feministă unită care se bazează pe puterea exemplului și care câștigă prin puterea exemplului. E o temă, l-am ajuns în două zile de improvizație, unde ne-am bazat foarte mult, cum a zis și Simona, pe experiență personală, pe traumă personală, pe probleme personale și am încercat în aceste sesiuni de improvizație să generăm un spațiu atât de safe și atât de sigur în care poți să scoți afară niște probleme pe care societatea sau tu, influențat de factorii externi, ai fost obligat să ți-o internalizezi foarte tare, ea ajungând în acel intercorp personal, în eul tău atât de înrădăcinate, încât te haosează, vorbind și cu fetele, cu Gogo și cu Bianca, îți pierzi un pic așa direcția. Oricum eu le admir pentru că au, până la urmă, e vorba de curaj, vă place sau nu, în România îți trebuie un pic de curaj să abordeze astfel de subiecte și să vorbească atât de pasional și de sincer despre tipul ăsta de disconfort. Mie mi se pare că e o temă cu mare potențial de interes. Chestia asta am înțeles-o pentru prima oară
După nesfârșitele dezbateri legate de Erika Isaac și piesa aceea Macarena, în care foarte multă lume, poate pentru prima dată, a luat în serios tipul ăsta de dramaturgie. Da. Păi da, pentru că a vorbit cu comunitatea, adică a vorbit pe limba comunității în care există problema. Da. Pentru că dacă e să o luăm așa, sunt asociații care vorbesc despre asta de foarte, foarte mult timp. Da, dar subiectul a încercat să mai fie unul de nișă. Nu simțiți asta? Da. Adică se ia se vorbește și la bufet în podul Iloai. Se ia mult mai în serios, da. Adică e un pic mai prezent și asta este foarte bine. Problema la Macarena a fost că și-au dat cu părerea oameni care nu au dreptul la opinie în problema asta. Mirei. Da, Mirel, da. Bun. Când e programat premiera? Teoretic, sfârșitul lui aprilie. Sfârșitul lui aprilie. Teoretic, de Paște. Da, înainte de Paște. Probabil va fi acces... foarte creștin. Am observat că suntem creștini. Cu acces general, deci și ieșini iubitori de teatru pot veni să vadă ce au făcut colegii noștri. Vă mulțumesc foarte mult, Simona, Dorian. Noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Și sunt convins că anul viitor, când vom face încă o emisiune, deja veți fi celebri și binecunoscuți în mediile teatrale românești. Dați-mi post. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate